Sunt niște acțiuni ale vieții noastre care fiecare dintre noi spunem, gata, astăzi trebuie să-mi schimb atitudinea. Asta nu este corect față de Dumnezeu, nu este corect față de aproapele meu, față de cei din jur, fiindcă este limita a tuturor lucrurilor care ne creează pe noi. Și dacă noi nu vom acționa în aceste limite, atunci noi ne vom distanța unul față de altul. Așa cum privește un secret. Dacă un frate de meu mi-a spus o taină pe care el o are adânc în inima lui, să nu ne ducem repede și spunem la ceilalți prieteni care îi avem noi, ca nu cumva prietenul tău care ți-a spus acea taină să afle și tu să fii dat de rușine. Astfel ne îndeamnă înțeleptul Solomon să nu descoperim tainele oamenilor care ne-au încredințat nouă această taină, fiindcă ingredientul acesta va face ca fiecare dintre noi să fim uniți și să nu ne despartă din societatea în care noi suntem. Un alt principiu interesant astăzi s-a vorbit despre ceartă. Dacă nu știi cum să ieși dintr-o ceartă, în dragoste, în pace, în liniște, spune nici nu te vârâ în cearta aceea. Fiindcă odată ce te vei vârâ în ceartă, nu vei avea rezultat bun. Și ne îndeamnă înțeleptul Solomon că mai bine să fugim de ceartă decât să intrăm în ea și să dăruim pace, liniște, iertare tuturor celor din jurul nostru. Interesant că astăzi în Proverbe tot îl caracterizează înțeleptul Solomon pe Dumnezeu. Cine este Dumnezeu și dacă noi putem în totalmente să-L înțelegem pe Dumnezeu. Astăzi este ziua 288 și am citit din Ieremia, capitolul 31, versetul 15 până la capitolul 32, versetul 25. Am citit din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1 până la 18. Și am citit din Proverbe, capitolul 25, de la versetul 1 la 10, unde vă întind pe fiecare dintre voi să mergeți și să vedeți ce ne învață pe noi oamenii care au trăit o relație adevărată cu Dumnezeu și ne îndeamnă ca în fiecare zi să pășim în adevăr, fiindcă acțiunile binelui este roada umblării noastre în adevăr și anume cine ne îndeamnă să umblăm în adevăr, acesta este Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să înțelegem aceste principii, că bunătatea lui Dumnezeu vine doar din binele pe care noi îl facem și cu cât mai mult bine noi vom face, cu atât mai mult noi vom fi tentați, vom fi antrenați ca să acționăm în binele acesta și oamenii care sunt pe paginile Sfintelor Scripturi ne îndeamnă neîncetat ca să fim călăuziți de acea voce care ne îndeamnă să facem roada Duhului Sfânt. Astăzi, în 2 Tesaloniceni, s-a vorbit un subiect interesant în care noi trebuie să catalogăm oamenii care sunt în societatea noastră, în preajma noastră, în cercurile noastre, în afacerile noastre, în familiile noastre și care sunt cei mai periculoși oameni. Spun cei ce se dau că cred, dar în realitate ei nu cred ceea ce îi definesc ei în cuvinte. Spune să vă feriți de astfel de oameni, fiindcă ei sunt cei mai răi posibil în societatea noastră. Și spune că să cercetați toate lucrurile îndeamănunt foarte atent, fiindcă oamenii aceștia trăiesc în neorânduială. Lor nu le place orânduială. Le place să trăiască pe spinarea la altcineva. Nu iubesc să lucreze. Sunt leneși. Îl dăm un șir de criterii unde vă îndemn pe fiecare dintre voi ca să mergeți astăzi în Tesaloniceni și dacă, nu știu, fiecare dintre noi avem astfel de acțiuni, eu am mers însuși prin viața mea personală și dacă am văzut o astfel de acțiune, este bine ca să o recunoaștem, să fim onești cu fiecare dintre noi și să o dăm la o parte și să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar spune, dacă ai identificat un astfel de om în societatea ta, în cercurile tale, spune că să te ții departe de astfel de oameni, fiindcă nu vei fi zidit, nu vor merge lucrurile în o rânduială și însuși felul în care te călăuzește Dumnezeu va fi ruinată. Și interesant spune că Apostolul Pavel le-a spus îndemnurile și detaliile cum să fie lucrurile puse în o rânduială. Și anume vorbește despre o rânduială, anume că omul nu vorbește despre biserică și felurile, obiceiurile și tradițiile pe care trebuie să ne închinăm în biserică, dar vorbește despre omul care, despre felul în care Apostolul Pavel a pus în o rânduială că omul trebuie să lucreze
și omul care nu lucrează, nici să nu mănânce. Astea sunt două criterii principale pe care Apostolul Pavel i-a îndemnat pe cei din Tesaloniceni și i-a îndemnat ca să lucreze. Cred că între rândurile lor erau oameni leniși care trebuie spinare la altcineva și îi îndeamnă ca tăi de una să stăruiască în facerea de bine. Acesta este un criteriu bun și facerea de bine fiecare dintre noi, cred că cunoaștem ce este și nu vreau să intru în această profunzime, dar vreau să merg astăzi în Vechiul Testament la prorocul Ieremia, care este un personaj, un om istoric care îmi transmite mie personal o astfel de credință pe care este greu să o redai în cuvinte și vezi prin încercările pe care a trecut el și ispitele pe care le-a avut el ca să se lasă de poporul Israel, ca să se lasă însuși de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu i-a spus că gata, am decis pentru poporul Israel, am definit planul care este din cauza că ei curvesc pe alt Dumnezeu, umblă după alt Dumnezeu. Nu vezi că tu însuși mergi și le spui ceea ce spun eu și ei nu vor să audă? Nu-ți pare straniu lucrul acesta? Și interesant că Ieremia spune că gata, sunt distrus, plâng înaintea ta, nu mai vreau să trăiesc. Era disperat total în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune planul de salvare pentru poporul Israel, când Dumnezeu, după aceste patru imperii care vor fi, care le-a prorocit 70 de ani, că va fi destinate pentru poporul Israel, după care va fi restaurat înapoi poporul Israel, va avea țara lor, Dumnezeu va binecuvânta toate pământurile lor și de fapt noi acum trăim perioada aceasta când Israel a venit înapoi, are poporul său și ei așteaptă ca Hristos să vină și să împărățească împreună cu poporul Israel. Sunt diferite prorocii, diferite detalii importante pe care sunt redate în această carte, 2 Tesaloniceni, și este o carte puternică care ne spune despre momentul când va veni Hristos și de ce nu trebuie să ne facem griji. De aceea vă motivez pe fiecare dintre voi ca să mergeți în Cuvântul lui Dumnezeu, să stați alături, să studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și scopul meu este ca să vă motivez să ne trezim și să folosim această unealtă pe care Dumnezeu a lăsat-o tuturor generațiilor care sunt în societățile noastre, este o unealtă care poate să ne unească și să avem o relație adevărată cu Dumnezeu. Vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine!